Așadar, ne s-a descărcat camera un pic și acum încercăm să facem sinteza. Spuneam, Ioana, nu, după fiecare discuție, exact când vezi tu acasă și lucrezi așa, și te întrebi, dar de ce am pierdut eu timpul? Să văd cu ce m-am ales. Așa, nu? Cu ce m-am ales? Și dacă te-ai uitat în lecțiile mele, mai de fiecare dată fac sinteza orei, nu? Sinteza orei. Am pornit la discuție, am făcut acolo în lecția asta prima parte, ecuația aceea, problema de pus în ecuație, dacă ne amintim bine, a fost cu X-ul acela, cu distanța ce de aflat. Și pe urmă mi-ai propus tu ce? Să facem? Capitolul asemănare. Asta era. Și eu ți-am zis că nu prea știu, că n-am mai făcut din mult, n-am mai... Și atunci ce am propus eu? Să citim din manual. Asta e esențial. Asta e lucrul cel mai grozav. Deci am încercat să vedem cum ne descurcăm când nu știm. Manualul ne ajută sau nu? Da. Cum facem? Și n-am făcut decât să... Citim pe bucățele. Asta e. Să citim cu foarte multă atenție, să înțelegem teorema, să vedem ce ne oferă autorul în teoremă, care e ipoteza, care e concluzia. Să luăm problemele acelea ca probleme de sine stătătoare. Ce am înțeles eu din manualul ăsta nu erau demonstrații, ci erau lucrurile acestea ca o sinteză, dacă vrei, pentru capitolul asemănare. Da. Ei, și s-a început cu teorema aceea cu paralele echidistante, că determină pe drepte, pe o secantă segmente egale, că pe orice altă determină la fel, pe orice secantă. Concluzia, și am trecut ușor în revistă, mergând pas cu pas, nu? Din teoremă în teoremă, și am ajuns la o teoremă foarte interesantă, teorema bisectoare. Încât tu acum ai înțeles așa, când zici bisectoare, mintea ta nu înseamnă până acum însemna ce? În parte unghiul, două unghiuri congruente. Da. Acum ce mai înseamnă? Că... În afară de faptul după... Cade pe... În parte latura opusă, în două segmente. În două segmente proporționale cu laturile triunghiului. Cu laturile unghiului din care pornește bisectoarea, da? Deci asta le-ai perfect în minte. Și hai să spunem prietenilor noștri că ai fost plăcute, impresionate de teorema asta a bisectoarelor, în afară de conținutul său, așa, de demonstrație. Ce ți-a plăcut la demonstrație? Că am făcut o construcție ajutătoare, am dus paralela bisectoare. A fost esențial. Și ca să ne rămână la suflet, construcția aceasta a lămurit foarte ușor problema. Că în ea s-a ascuns, spune-mi tu ce teoreme interesante ai descoperit că s-au ascuns acolo. Teorema lui Thales. Teorema lui Thales, sigur că da. Concluzia s-a ascuns în teorema lui Thales. Numai că prin paralelă aceea s-a construit triunghiul acela isoscel, nu? Da. Construcția aceea paralelă a bisectoare dusă printr-un punct exterior, prin punctul B, cum am zis noi acolo, a lămurit foarte tare problema. Altfel, nu puteam să rup problema, nu știam, nu mă duceam minte deloc, dar a fost spectaculos. De aceea probleme pe construcții sunt cele care lămuresc demonstrația sau ne conduc spre o demonstrație foarte rapidă, dar dacă facem o construcție ajutătoare convenabilă, care să fie în problemă. Ce am mai reținut, Ioana? Foarte important. Reciproca teoremei lui Thales. Și reciproca, dar încă ceva. Foarte important a fost redactarea. Deci la teorema bisectoare eu nu m-am mulțumit doar cu, hai să spunem, demonstrația în sine, ci am insistat pe... redactare. Foarte important. Pentru că oricât de corect ar fi în mintea ta o soluție, dacă nu știi să o pui pe pagină, în pagină nu ai făcut nimic. Tu trebuie să stai de vorbă cu corectorul prin intermediul lucrării pe care o dai. Da. Și atunci trebuie să redactezi foarte, foarte atent. Și prietenii noștri o să vadă aici, nu? Redactarea aceasta la care eu am insistat foarte mult și am și văzut-o împreună așa în timpul redactării, am fost atenți. Iar mai departe am trecut la, să spunem, asemănarea două figuri geometrice, figurile cele geometrice fiind două triunghiuri
Și am făcut o paralelă între cazurile de egalitate, că vezi tu, Cu cazurile de asemănare. când eu am deschis discuția și am zis două triunghiuri sunt egale, fiind triunghiuri, erau elemente. Care sunt elementele unui triunghi? Laturile Latură și și unghiurile unghiurile. sale. Sunt în total șase elemente, adică trei laturi și trei unghiuri. Da. La cazurile de egalitate, noi facem referire la cele, câte elemente am spus mai devreme, la cele șase elemente. Dar ca să pot să vorbesc despre egalitatea două triunghiuri, îmi trebuie din cele șase doar câte trei. Trei de o parte și trei de alta. Deci, din cele șase iau doar trei elemente. Două laturi și unghiuri dintre ele. Așa este? Latură, unghi, latură. Deci, practic, din cele șase am luat doar două laturi și un unghi. Deci, trei am luat. Dacă am luat trei, Ioana, au mai rămas celelalte trei. Celelalte trei sunt și ele, pe urmă, toate egale, două câte două, una de o parte și una de o parte. Dar așa asta reprezintă cu consecință. Deci, în cazul în care tu ai reușit să arăți egalitatea, fie cât de plasat în cazul întâi, fie cât de plasat în cazul 2 sau 3, ai pe cale de consecință, ca urmare a lucrului, cazul respectiv, că și celelalte elemente sunt congruente două câte două, adică un latură dintr-o parte, o latură în alta. Și unghiul la fel. Și am văzut în paralel cazurile de asemănare. Ele merg mână în mână, numai că la egalitate ai o restricție. Dacă la cazul întâi, la cazul întâi ai două unghiuri la asemănare, pentru egalitate mai vii și cu latura dintre ele, de la capete. Da? Când ai câte un unghi și laturile care formează unghiuri proporționale, la egalitate cer să fie și egale, chiar cu o restricție în plus, deși. Asta e, egalitatea reprezintă un caz particular a asemănării. Că și două triunghiuri egale sunt asemenea văzute când le suprapui, ele perfecte sunt, nu? Se Da. suprapun și toate elementele sunt egale două câte două, una de colo și una de colo. În lucrul pe care îl vei urmări, când înțeleg asemănarea ți-a fost așa o chestie, oh, ce să fac aici, nu merge treaba. În lucrul care îl vei urmări pe la prof online, vei găsi foarte multe probleme care presupun folosirea cazurilor de asemănare, cazuri de congruență, iar geometria în spațiu care stă să bată la ușă de curând când începe manualul, când începe clasa 8-a. opta, nu merge deloc decât dacă așa am pornit noi, decât dacă avem toată geometria care în mână, geometria Plan. plană. Că de fiecare dată ne-o duce cu lucruri în geometria plană. Așa că îți propun în continuare să ne ducem, să lucrăm niște probleme de asemănare aici pentru data viitoare. Da. Să vezi acolo cum reușești să te descurci tu aici, că sunt aici o serie de problemuțe și în măsura în care ai și început tu pe aici ceva să Da. faci, dar n-ai avut atâta, Da, da? curaj. Mai curaj, hai să facem câteva de ele, că văd că ai notat aici, dar nu știu, ai făcut una din ele sau... Da, astea le-am făcut. Astea Da? care sunt tăiate. Așa, care le-ai semnat aici. Ia să facem una care n-ai făcut-o tu acasă și care, să zicem, ți-a creat așa o stare de nemulțumire. Și abia aștepta să vii la profunde. Ziua pe următoare. Linia mijlocie a unui triunghi are lungimea egală cu din lungimea laturii cu care este paralelă. Trebuie să completăm aici cu cuvântul care lipsește. Deci, Linia mijlocie da. a unui triunghi are lungimea egală cu Hai să vedem ce e linia mijlocie. Vezi, înainte de a face problema, să ne gândim la chestia asta. Linia mijlocie e dreapta care unește în mijlocul a două laturi dintr-un triunghi. Scrie și tu chestia asta. Adică, fă un triunghi, du-i linia mijlocie.
Așa. Dar să fie chiar la mijloc, dacă nu e la mijloc, știi, vorbim în vorbe. Deci să fie mijlocul ăsta, mijlocul cealaltă și le unești și să fie perfect așa. Așa. Și nu te scrie men. Din discuția noastră până acum, triunghiul acela care s-a format, cum este cu triunghiul mare? Triunghiul AIMN. MP asemenea. Deci, spunem, IMN paralelă MP da, paralelă cu BC. așa. Și atunci, fiind paralele, ai unghiurile care cu care congruente. M cu B și P cu C. Zici, scrii, rezult acolo, acoladă, din paralelism rezultă, așa, acolo, acoladă, și spui ce unghiuri sunt congruente care cu care. Unghiul M congruent. Unghiul M congruent cu unghiul B, unghiul P congruent cu unghiul C. Și dacă două triunghiuri au unghiurile congruente, două cu de două, unul într-o parte, într-altă, așa, conform cazului care de asemănare? Când au câte... Conform cazului Primul acela. caz. Așa, conform cazului acela, săgeată, de acolo, conform cazului 1 de asemănare, cazul 1 de asemănare, triunghiurile luate în discuție cum sunt? Sunt asemenea. Deci rezultă că triunghiurile Triunghiul ABC este asemenea așa? cu AMP. Așa. Și dacă sunt asemenea, poți să scrii raportul de asemănare. Deci rezultă că de acolo Deci, îi dai drumul și scrii șirul de rapoarte. AM supra MB. Am, care stop, stop, nu te grăbi. Am, care este privit de ce unghi? De ce? De am, din cine? De Da, unghiul? de pe. Așa. Deci sus vei pune toate laturile triunghiului cărui triunghi. Că ai început cu am. Dacă ai spus am, Continui cu așa, tot sus. apă Așa. și pe aia cu mupă. Așa. Și jos acum. Jos vei spune ale triunghiului celuilalt. Da. Adică am AB Așa. AC Da. și MP BC. Bă, și egale cu. A, deci atunci când Deci, fiind cu asemenea, tu îți permiți să scrii și rapoartele de asemănare. Și ai scris toate rapoartele, tot șirul, triunghiul mare și triunghiul mic. Deci Și... așa scriem atunci când demonstrăm că triunghiurile sunt asemenea. Nu. Ele au fost asemenea din cazul acela că ai avut câte două unghiuri A, și... și din cauza cazului. Așa, cazul îți dă voie să scrii și Că rapoarte. eu asta nu înțelegeam. Deci odată era așa și Am odată înțeles. era M supra MB. Da. Deci înțelege că tu ai avut asigurată asemănarea din cauza a două unghiuri congruente, adică un unghi de acolo, un unghi de acolo, câte două unghiuri congruente și acum ți-ai permis din cauza asemănării să spui că au loc și raportul de asemănare. Și mergi mai departe, cât este AM supra MB ca valoare? AM supra AB. Jumătate. Egal mai departe cu 1 pe 2. Deci egal cu 1 pe 2. Și acum la întrebarea ta, cât este IMN față de BC? MP față de BC. Zice, linia mijlocea unui triunghi are lungimea egală cu cât din lungimea laturii cu care este paralelă. Adică, cât înseamnă, cât e Cât MP. reprezintă ea din BC? IMN din BC. MP din BC, jumătate. Păi vezi, că ai acolo 1 pe 2. Da. Nu ai scris IMB supra Da, BC? da. Ai scris tu, egal cu 1 pe 2. Da. Adică IMB este jumătate din BC. Și acum acolo se completează. Nu? Cu Da. jumătate din BC. 1 pe 2 din BC.
Dar nu ți-am dat forța. Eu puteam să-ți dau, deci, linia mijlocie este jumătate din ipotenuză, din latura la care e paralelă. Dar n-am vrut să-ți dau așa. Ce am făcut eu? Hai să spunem ce am făcut. Am folosit Sigur că da. Am folosit cei ce am vorbit mai devreme. Am asemănare. demonstrat că voi, în general, sunteți obișnuiți să, Ioana, să luați diverse rezultate la matematică ca fiind unele puse, așa, parcă cineva deștept și dă definiție și dă. Nu, toate sunt într-o legătură. Toate curg așa unele din altele. Păi cine am bătut câmpii mai devreme? Am pierdut timpul degeaba? Nu, triunghiul acela este asemenea cu ăsta de mic, scriu raportul de asemenea, am suficiente motive să spun că triunghiile sunt asemenea și sunt pentru că unghiul A era comun acolo și toată povestea aceea și atunci, prima, fiind asemenea conform cazul acela, scriu și raport de asemănare. Și cum avem că am mâini mijloc, înseamnă că am mâini jumătate din AB, nu? Și atunci am mers cu raportul și am găsit și răspunsul. De ce? La linia mijlocie jumătate din. De acum o ține minte ca rezultat foarte important în problemele noastre. Când zic linie mijlocie, totdeauna e jumătate din latura la care e dus paralela aceea. Da? Sau Da. BC-ul acela e dublului AM. Asta vom ține minte foarte tare. Deci mai departe, o altă problemuță. 6. 6, să o vedem. În triunghiul ABC, M aparține de AB, N aparține de AC, astfel încât AM supra AB egal cu 2 pe 5 și MN paralel cu BK. Mă rog,